Înghețarea salariilor în sistemul sanitar în acest an a stârnit nemulțumirea sindicaliștilor din sănătate. Nici viitorul nu sună mai bine, în condițiile în care guvernanții se pregătesc să prelungească perioada de plafonare a veniturilor și anul viitor. În aceste condiții, reprezentanții Federației Sanitas nu exclud organizarea de proteste în lunile următoare. Noi suntem nemulțumiți de faptul că guvernul a învățat salariile pe parcursul anului 2021 și bănuiesc că intenționează și poate și în 2022 și va trebui să reluăm discuție dacă vom avea un guvern și va fi cu cine să reluăm aceste discuții, că discutăm pentru a se adopta creștere salariale a celor categorii profesionale care nu au beneficiat de majorare la ferent anului 2022. În momentul de față, în sistemul sanitar există o serie de inechități care trebuie îndepărtate. Doar anumite categorii de personal au beneficiat de creșteri salariale în anii trecuți, în timp ce altele nu au mai apucat majorările. În această situație se află, de exemplu, personalul TESA, infirmierele, îngrijitoarele sau asistenții sociali. Acest lucru nu poate fi așa. Pentru că oamenilor li s-a dat orizontul de timp 2022 sau să ajungă din urmă pe ceilalți cărora li s-a acordat majorarea dintr-o singură tranșă și ajungem în 2022, iar ei n-au ajuns nici la jumătatea drumului. Deci este absolut incorect față de aceste categorii profesionale și acest motiv ar putea fi cel care ne scoate în stradă în această dată. În perioada următoare, reprezentanții Federației Sanitas așteaptă să se rezolve criza de la nivel național pentru a putea relua discuțiile referitoare la majorările salariale cu noul guvern. În timp ce politicienii se axează pe jocurile de putere, angajații din unitățile sanitare o iau de la capăt cu valul de pacienți infectați cu noul coronavirus.